それはもう子供の頃から植え付けられている形です。Este o formă care este cu care se obișnuiesc încă din copilărie. まず子供が生まれたら、その子供の病気がすべて人形に行くように人形を送ったりします。De exemplu, în momentul în care se naște un copil, se obișnuiește să îi se trimită păpuși pentru ca păpușa respectivă să ia asupra ei toate bolile de care ar putea să sufere copilul. そして3月の3日には女の子のお祭りということで、おひな様のひな祭りをたくさん飾ります。Apoi, pe data de 3 martie, în Japonia există sărbătoarea fetițelor, așa numită Hinamatsuri, care de fapt este și o sărbătoare a păpușilor, pentru că se obișnuiește ca în casele lor, să fie aranjate pe mai multe trepte diferite păpuși tradiționale. 5 no 5 には otokonoko no katachi ga onaji yona katachi de oarimasu. Și de asemenea, pe data de 5 mai este sărbătoarea băiețeilor, în care se întâmplă același lucru, se aranjează păpușile, de data aceasta păpuși masculini. Sure, ma, otokonoko no baie wa sukusuku okiku sodatsu youni to iutte, nihon no koi to iu sakana tte iu no wa taki wo mo noboru sakana nanode, sono katachi wo ko otte sore wo ko sa no În cazul sărbătorii băieților, forma pe care o ia păpușa respectivă este un pic mai deosebită, pentru că este de fapt vorba despre un pește crab. Este considerat în Japonia simbolul puterii, pentru că poate să urce o cascadă în sens invers. Și se pune acest simbol formă de zmeu se face și se atârnă în casele, la poarta caselor în care există băieți care sunt sărbătoriți în ziua respectivă. そうすると、日本人の生活というのは常に人形と共に成長していくということになるんです。Cu alte cuvinte, japonezii, în mod obișnuit, cresc împreună cu păpușile. ですから、日本にはその人形というものは欠かせないものなんです。Acesta este motivul pentru care viața japonezilor nu poate să existe fără păpuși. Ima de mo, cel mai sunt frui catați ga, kita no hou ni nokotte masu kedomo, sore wa miko-san toiu ga ningyō o kakaete kami no kotoba o kiku toiu katachi ga ima de mo nokotte masu. Există o formă veche care s-a păstrat până în ziua de astăzi în partea de nord a Japoniei, în care miko, și anume fetele de la altarele shintoiste, ținând o păpușă în brațe, se spune că aud ceea ce le transmite divinitatea. Primesc mesaje de la divinitate. Deci, că, その人形というのは、こう、もちろん神のものがここにこうあったとしてですね、その前でこう、人間、神に捧げるのが人形のその踊りという形で残って、今でも残っています。Cu alte cuvinte, se păstrează până și astăzi ideea de a dansa în fața divinității, care este și vede de undeva cu aceste păpuși. いつしかそれがこうずっと客様の前に向いてこう動くようになったのがその日本のお芝居の始まりということ。Însă, în cazul dansului respectiv, bineînțeles, păpușile erau îndreptate către divinitate, deci în raportul public-scenă cu spatele la public, dar cu timpul s-au întors către public și asta a început de, asta a însemnat, de fapt, începutul teatrului cu păpuși. Păpușile care s-au folosit în perioada de început erau extrem de simple. もちろんこう手で使う人形もあったんですけども、こういう大きくなる人形の前はですね、人形のこの着物の下から両方の手を入れて、人形の顔と左右の手を使い分けてただけの形でした。Bineînțeles, la început erau păpuși care se foloseau cu ambele mâini și păpușile nu erau foarte mari, însă înainte de a deveni așa de mărimea celor pe care le vedeți aici, a existat o perioadă în care ambele mâini erau introduse pe dedesubtul kimonoului și se mânuiau cu una capul și cu cealaltă ambele mâini. Nihon no ningyo ga naze sono sannin zukai mitai na sekai demo rui no nai katachi ni umareta ka tte iu to, startu ga sono tanjun na ningyo kara deshita. Motivul pentru care în Japonia s-a dezvoltat această formă
destul de ciudată, în care o singură păpușă este mânuită de trei păpușari, a fost faptul că păpușile erau la început foarte simple. その時っていうのはこう、まあもちろんこう黒い、何も中が見えない、使い手が見えない、ただ人形を手で使っているだけしか見えない形です。 În perioada respectivă nu se vedea decât că exista o păpușă care era mânuită cu mâinile și în rest nimic altceva. Până la acest nivel era ceva negru. である日ですね、実はその人形が すごく素晴らしい人形使いが生まれたんですね。ですからお客さんたちがあの人形を使ってる人は誰だろうってこう皆さん見るわけですね。 Cu timpul s-au experimentat păpușarii și au ajuns unii să fie foarte, foarte abili, foarte plăcuți. Și atunci publicul își punea întrebarea cine este păpușarul care folosește, care mânuiește păpușa respectiv. そうするといつしかですね、この黒く隠れてたものが薄いこう中が透けるような și astfel pânza aceea care era complet neagră și nu lăsa să se vadă nimic din spatele ei a ajuns să fie înlocuită cu una semi-transparentă prin care se putea vedea. そうするとですね、使い手も見られるわけですから、じゃあもうちょっとこういうふうに動いてみよう、こういうふうに使ってみよう、目が動いてみよう。 Și în felul acesta se putea vedea cine mânuiește păpușa. Iar cel care mânuiește păpușa dorea în același timp să mai multe întrebări. Oare cum să fac să-i mișc și ochii păpușii, oare cum să fac să-i mișc fizionomia mai bine și așa mai departe. そうするとまたより一層お客さんたちはもっとしっかりちゃんと使い手が見たい。 Și pentru că au reușit cu timpul să facă lucrurile acestea care evident uimeau publicul, publicul și-a dorit la rândul lui să vadă mult mai bine pe cel care mânuiește păpușa. そうするとですね、今度そのさっき言ったその薄い膜がなくなるわけですね。 Acesta este motivul pentru care pânza aceea semi-transparentă dispare de tot. で、このバーがですね、ただバーになってるだけになりますから 人形使いもこうきちっと着物をこうきちっと清掃の形を着て人形をこう使うようになる。しアロマスドアバーラレスペクティバーカレーペカレセスセスプリジナプンザ、やるポプシャルラパルンパツァプブリクルイクンキモノファーテフモスントチノタファーテエレガンタシマミエシテディレクトンパツァプブリクルイポプシ。でそうすると人形使いもより一層また違う形が動けるように。 もっと表現ができるようにということで人形がどんどんどんどん変わっていく。 aceeași dorința păpușarului de a da mult mai multă expresivitate păpușii ajunge ca forma acesteia să se schimbe din ce în ce mai mult. ですからそういうふうにして見るお客様のパワー、人形を使うパワーがですね、常にこうぶつかり合うことによってそういう人形が大きくなって、じゃあどうやって使うかっていうふうにして この 3人使いというか日本のこの大きな人形が生まれてくるわけです。 Aceasta este modalitatea prin care s-a născut forma de mânuire cu trei păpușari și anume lovirea între ceea ce dorea publicul, puterea publicului și puterea păpușarului, care a făcut ca păpușa să evolueze în așa fel încât să ajungă să fie nevoie de trei oameni pentru a o mânui. その3人使いが生まれたのは大体今から1720年頃と言われています。300年ぐらい前ですね。 Forma de mânuire cu trei păpușari se pare că a apărut în Japonia în jurul anului 1720, cam deci acum 300 de ani. ですから、それから約150年後に、実はこの1人使いの人形が3人使いから発展して生まれました。 Iar la o perioadă de 150 de ani după aceea a apărut forma aceasta de folosire a păpușii, a unei singure păpuși de către un singur păpușar, ca evoluție din cea cu trei păpușari. Am băgat destul de multe informații și probabil e posibil să nu se facă somn, așa că să încerc să nu mai explic așa de amănunții. 3人、人形を1体使うためにはですね、
bucașa nu trebuie bogăsana pe ei. În cazul în care păpușa este mânuită de trei păpușari, trebuie să fie mișcate cinci locuri ale păpușii. Mișcate în cinci locuri. Așii, picioarele,両手, ambele mâini, 人形の顔とです. Și capul păpușii. 手は2本しかありません. Dar ne, omul ne având decât două mâini. で、そこでですね、まあ、足を